În materie de politică, sunteți cât de îngrijorați pe o scală de la 0 la 5 că riscați să pierdeți guvernarea cu tot acest frecuș de la PSD? Excluderi, nu se știe ce se va întâmpla cu trupa răsculaților. Cât de îngrijorați sunteți că domnul Tăriceanu nu părea atât de liniștit pe cât îl crede domnul Dragnea? La microfon, dacă se poate, domnule deputat Băișan. Da, dacă veni vorba de politici sociale, e una dintre disciplinele pe care o predau studenților mei și nu are nicio legătură cu mișcările din PSD. E clar că în acest moment nu pot spune decât un singur lucru. Sunt membru ALDE, nu-mi prea place să comentez ceea ce se întâmplă în alte partide, dar, într-adevăr, așa cum spunea și președintele meu, președintele ALDE, domnul Călin Popescu Tăriceanu, există posibilitatea, există această îngrijorare, ca nu cumva deputații, cei doi deputați care au fost excluși, să nu aibă o influență atât de mare asupra colegilor lor deputați din județele respective, încât aceștia să debarce în altă zonă decât cea a guvernării. Sunteți îngrijorați că ați putea să pierdeți majoritatea, nu de alta, dar aici la Camera Deputaților, atârnă într-un fir de păr? Deci, evident, există și această posibilitate. Domnul Dragnea ne spune că nu există. Pe o scară de la 0 la 5, cât de îngrijorați sunteți? Undeva la 3. Aha. Și îngrijorarea ar putea să crească în perioada următoare.